88 de noi cazuri au fost confirmate în România în ultima zi. În capitală sunt cele mai multe infectări, 667, iar centrele de evaluare au fost reactivate. Rata de pozitivitate a cazurilor este în creștere, o spune Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Despre evoluția infectărilor discut cu Voichița Lăzureanu, medic infecționist la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Vedem o creștere a ratei de pozitivare și creșterea numărului de infectări. Care e situația în spital la dumneavoastră? Și la noi a crescut pe weekendul de dinainte mult numărul persoanelor infectate, de la una, două pe zi. Înainte de weekendul trecut am avut cam 5-6 internări pe sfârșitul de săptămână, astfel încât astăzi de dimineață erau aproape toate locurile de COVID deja plin. Ce formă dă această nouă tulpină și totodată ce simptome prezintă ea? Este extrem de infecțioasă această nouă tulpină, clar, pentru că vedem persoane care se infectează atât pentru prima dată cât și la reinfecție. Ca și particularitate, noi avem multe mame cu sugari de la o lună, 3 luni, 4 luni, cu copii foarte mici, dar și la extrema cealaltă, vârstnici, nevaccinați, cu comorbidități și co-infecții care fac forme severe de boală. Doamna doctor, cum credeți că vor evolua cazurile în săptămânile următoare, având în vedere și trendul actual? În mod sigur ne vom confrunta cu o creștere aritmetică a numărului de infectări. Vom vedea cât de mult va dura. Să sperăm că nu vom depăși 8 săptămâni de val cu totul de la început până la sfârșit. Probabil următoarele 2 săptămâni vor fi cu cel mai mare număr de infectări. Vă mulțumim mult pentru informații și pentru intervenția dumneavoastră. Cu drag.